genul programului Talk Show. Doamne și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la cabina de vot, emisiunea de dezbatere electorală organizată de Vest TV Regional. Ne apropiem încet, încet de finalul acestei campanii electorale. Ne mai despart foarte, foarte puține zile de încheiere a campaniei și de procesul propriu zis de votare. Astăzi e marți, joi, e ultima noastră emisiune electorală și iată că încet, încet reușim să ne formăm o imagine despre ceea ce își doresc unii dintre candidați în această competiție la nivelul județului Arad, spun unii dintre candidați, pentru că majoritatea nu dau curs invitației noastre de a participa la dezbatere. Astăzi vorbim despre proiectul administrativ pentru orașul Nădlac din județul Arad și au răspuns invitației noastre reprezentanții a trei partide politice. Este alături de noi domnul Covaci de la Partidul Social, domnul Cociș Valentin, îmi cer scuze, de la Partidul Social Democrat. Domnule Cociș, bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mă gândeam la domnul Covaci pentru că domnul Covaci de la PSD Curtici a fost cu puțin timp în urmă într-o emisiune de prezentare electorală. Am avut o situație neplăcută săptămâna trecută în ceea ce privește emisiunea de dezbatere pe care am pregătit, am organizat-o la Curtici. Domnul Covaci a fost singurul participant atunci. Alte 7 partide au declinat invitația noastră. Tot candidat la primăria orașului Nădlac, domnul Mircea Onea, bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Ciprian Luca, din partea APAR, este alături de noi și în această seară. Domnule Luca, vă mulțumesc că ați acceptat să fiți în dezbatere. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș dori neapărat să precizez că reprezentanții UDMR, PMP, M10, Forumul Democrat al Germanilor din România nu au dat curs acestei invitații și, iată, nu participă. Am invitat la emisiune, la această emisiune de dezbatere, toate partidele politice care au depus cerere de timp de antenă la Vest TV Regional. Iată, avem 3 participanți astăzi în studio. Bun, domnule Cociș, haideți să vedem, să începem înainte de toate cu o radiografie a orașului Nădlac. O să vă rog în 4 minute să vă încadrați cu ceea ce considerați noastră că funcționează, cu ceea ce este perfectibil la nivelul orașului Nădlac, urmând ca în partea următoare a emisiunii să discutăm și despre proiectul administrativ pe care îl propuneți și îl susțineți pentru orașul Nădlac. Ce vă place, ce nu vă place la Nădlac, domnule Cociș? Eu am fost împins de colegii de partid ca să candidez din partea PSD-ului, pentru că foarte multă lume este nemulțumită de realizările ultimelor ani. Noi, orașul Nădlac, suntem la nivel de oraș doar la capitolul impozite și taxe. Suntem cel mai slab oraș dezvoltat economic dintre toate orașele județului și lucrul acesta m-a împins să mă implic în ocuparea postului de primar și să încercăm să facem o schimbare. Avem o echipă nouă. Noi suntem, eu sunt pe primul drum într-o campanie electorală, nu am mai candidat. Colegii mei din echipă sunt toți noi, n-au fost niciunul consilier și vrem să mergem pe un alt drum față de ce s-a mers până acum, să mergem să facem un lucru bun, să fim aproape de oameni, să încercăm să ajutăm oamenii, toate doleanțele și problemele, să încercăm să le rezolvăm. Și sunt foarte multe lucruri de schimbat la orașul Nădlac. Spuneți-ne câteva dintre ele. Care vă supără, vă nemulțumesc cel mai mult? În primul rând, oamenii sunt foarte nemulțumiți în privința locurilor de muncă. Nu sunt locuri de muncă la Nădlac. Fac naveta, foarte multă lume pleacă, se depopulează Nădlacul, tinerii, mulți migrează în străinătate pentru o plată mai bună, un loc de muncă. La Nădlac nu pot să-mi dau seama de ce toți investitorii, că au fost, au trecut și au plecat. N-a rămas niciunul.
Asta mi-este foarte suspect și ciudat. De ce nu? Pentru că oportunități au fost. Suntem la poarta de intrare în țară. Acum avem și autostradă. Deci, strategic ar fi fost un loc foarte bun pentru investitori, dar nu n-a rămas niciunul din câți au venit. Deci locurile de muncă ar fi una dintre probleme. Este una dintre probleme. Cea mai arzătoare pentru oameni. Probleme de infrastructură, asfaltări de șosele. Până acum s-au asfaltat foarte puține sau multe s-au pietruit. Părerea mea este să se facă, chiar dacă mai puțin, dar lucru de calitate care să țină mai mult. Nu în fiecare an băgăm piatră, toamna, ploi, noroi, intră în pământ, anul viitor băgăm din nou piatră. Să facem un lucru de calitate și să accesăm fonduri europene pentru infrastructură. Ne puteți spune câteva cuvinte despre dumneavoastră? O prezentare scurtă. Eu sunt absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Tibiscus Timișoara. Din 1990 lucrez în Ministerul Finanțelor la Direcția Regională Vamală actual Timișoara ca inspector de 26 de ani. Acum sunt suspendat pe perioada alegerilor, 3 luni autosuspendare pentru că nu am... Pe perioada campaniei electorale. Sigur, pentru că este incompatibilitate și nu conflict de interese și atunci m-am suspendat. Bun. Domnule Onea, vă întreb și pe dumneavoastră. Acum trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că situația este puțin atipică. În foarte puține localități din județ, chiar extrem de puține localități din județ, primarul pe funcție nu mai candidează. Avem 2 orașe în această situație, dacă nu mă înșel, nu știu dacă mai sunt și alte localități, e vorba de Pâncota și de Nădlac. La Pâncota, domnul Reter s-a retras și intră pe listă de consilieri județeni la Partidul Național Liberal. La Nădlac, domnul Ciciac s-a retras și intră pe listă de consilieri județeni la Partidul Național Liberal. Bun, domnule Onea, dumneavoastră ați fost consilier județean în ultimul mandat, aveți un bagaj administrativ, experiență administrativă. Prin prisma acestei experiențe de care vorbim, care sunt acele aspecte nefuncționale la Nădlac care vă nemulțumesc, care v-au determinat să vă asumați această candidatură? Este adevărat. Sunt câteva probleme la Nădlac care pot fi rezolvate în termenul cel mai scurt și, după cum am spus și dumneavoastră, în acest mandat de consilier județean am încercat să identific, în urmă, toate lucrurile bune din județ și să încerc să le implementăm împreună cu echipa, să le implementăm la Nădlac. Este adevărat, după cum spunea și colegul meu, cea mai mare problemă la Nădlac este depopulare cauzată poate din cauza de lipsa locurilor de muncă. Cred că administrația locală poate să funcționeze mai bine. Cred că, vă repet, tot ce am văzut bun în județul Arad poate fi implementat și la nivelul orașului Nădlac. Domnul Ciciac, după cum a spus și dumneavoastră, nu mai candidează, se retrage în Consiliul Județean, va rămâne colegul nostru, experiența lui ne va fi folositoare și împreună vom încerca să redăm Nădlacului strălucirea de altă dată. Într-adevăr, suntem poziționați lângă autostradă și este un paradox, pentru că în toată Europa, în toată lumea, poziționarea lângă autostradă e un avantaj. Noi, încă de la primele semne de deschidere a autostrăzii, eram speriați, ne întrebam oare ce se va întâmpla cu Nădlacul. Va trebui să găsim soluții, va trebui să identificăm factori de dezvoltare pe care să-i implementăm acolo și, bineînțeles, eu zic că poziționarea geografică, până la urmă, și la intrarea în țară și lângă o autostradă, ne obligă să căutăm soluții pentru a crea locuri de muncă, a crea, până la urmă, nu locuri de muncă, că e un paradox, e o formulă generală, a crea facilități celor care vor să investească în zonă. Asta cred că se poate face. Sunt probleme în funcționarea primăriei, sunt probleme de funcționare ale orașului în general.
Nu există, orașul nu are un serviciu public edilitar. Cred că este singurul oraș din județ care nu are un serviciu public edilitar, un serviciu care să intervină asupra domeniului public, un serviciu care să execute lucrările imediate necesare în oraș. Și sunt multe lucruri pe care, cu acordul dumneavoastră, să vi le prezint. Sigur, o să le discutăm, dar am o întrebare punctuală, da. Poate dumneavoastră vi se pare mai delicată, nu. Dar trebuie să o formulăm această întrebare. Pe cine susține, domnule Onea, primarul Ciciac? Pentru că sunt tot felul de zvonuri care circulă la nivelul orașului Nădlac, cum că primarul Ciciac, fostul primar, căruia expiră, actualul primar, dar căruia expiră mandatul în luna iunie, nu ar susține candidatura eventualului său succesor. Zvonurile... E supărat pe dumneavoastră domnul Ciciac? Nu, zvonurile nu sunt adevărate, vă repet, domnul Ciciac este în echipă cu noi, mă susține pe mine punctual, susține, până la urmă, susține candidatura dânsului la Consiliul Județean, susține echipa PNL Nădlac și veți vedea și dumneavoastră, chiar astăzi a apărut o postare a dânsului pe Facebook, așa este. Deci este în echipă cu noi. Problemele dânsului nu au nicio legătură cu Partidul Național Liberal și, vă repet, suntem în echipă. Am participat împreună la lansarea candidaților și la toate acțiunile pe care nu le-am avut comune, în limita restricțiilor pe care dânsul le are acum. Bun, până îi dau cuvântul și domnului Ciprian Luca, domnule Coce, și o atmosferă tensionată de campanie la Nădlac? Tensionată deocamdată nu. Au fost... câteva lovituri. Acum, mie nu-mi pare foarte, eu să spun, la domnul Mircea, cu scandalul ce a fost între PNL, cu problema tăierii din parc, cu reclamațiile care s-au făcut. A venit tot din partea unui consilier PNL și eu, cel puțin, așa am auzit și de pe Facebook și au dat ei, că ei au făcut filmarea. Problema este... că dacă eu aș fi fost consilierul domnului Ciciac, în loc să încerc să fac rău unui om, aș fi dus aproape de el și a spus, domnule, vezi că nu faci bine ce faci. Hai să o facem cumva legal, nu să îl aștept la cotitură, să facă prostia și după aia să-i dau la picioare. Deci asta așa se zvonește, nu pleca de la mine, a ieșit și un articol în ziar care a făcut investigație cel de la ziar, nu-i dată de noi. Am văzut pe Facebook ce circulă zvonurile pe la Nădlac. Așa că trebuie să mai facem totuși o precizare. Da. Fără să pun sub semnul întrebării buna credința noastră și faptul că ceea ce spuneți este real. Dar trebuie totuși să precizăm că suntem într-o campanie electorală, apare orice fel de articol în orice fel de ziar, mai ales în ziarele online, Facebook-ul, care zice-se că este o platformă socială, o rețea socială, mie mi se pare că este tot mai mult o rețea antisocială și suportă absolut orice. Se spunea la un moment dat că hârtia suportă orice. Apoi dacă hârtia suportă orice, Facebook-ul chiar că suportă orice. Zvonurile, e liber la zvonuri în țara românească și în toată lumea. Da, aveți dreptate, dar zvon când e pe contul de Facebook a acelui consilier pusă filmarea cu parcul, atunci nu cred că sunt dubii. Da. Bun, domnule Onea, vă întreb și pe dumneavoastră aceeași întrebare. Atmosferă tensionată de campanie încrâncenare la Nădlac? Nu cred. Este una dintre cele mai liniștite campanii. Am trecut câteva. Am avut o înțelegere cu colegii noștri. Am făcut un apel la începutul campaniei la decență și la fair play, până la urmă. Bun, mai avem încă 3 zile grele care cred că vor fi foarte grele. Dar nu cred. Legat de ce spunea domnul Cociș, da, a fost o filmare. De la acea filmare până la ce s-a întâmplat, e cale lungă. Nu pot să mă pronunț aici, eu știu despre ce este vorba. Se va vedea. Timpul va arăta ce s-a întâmplat acolo, de fapt. Așa și sunt subiecte de campanie, încearcă să arunce vina, încearcă să se câștige, până la urmă, capital electoral pe această, până la urmă, problemă a unui om, dar vă repet, timpul va arăta ce s-a întâmplat și toate se vor așeza. Problema, mă scuzați că pentru problema este simplă, filmarea respectivă a apărut în luna februarie, când dumneavoastră, domnul Onea, erați ca și candidat independent, da? Și desemnat din partea PNL-ului a fost domnul Ciciac. Și atunci a apărut
respectiva filmare din partea dosarul s-a soluționat din partea acelui consilier, că nu vreau să dau nume. Ba, care da, ca să se vadă nu, ce legături nu dau sunt nume, dar care a plecat, dosarul... a fugit din aripa domnului actual primar, da? Bun. Am înțeles. E o problemă acolo legată de tăierile efectuate în parc. Mie cel puțin mi s-a părut, dar aici nu vreau să comentez acțiunile justiției, pentru că trăim într-un stat de drept în care justiția, iată, are această libertate să ia măsurile pe care le socotește necesare pentru a face dreptate, pentru a scoate lucrurile la iveală, dar mie mi se pare puțin exagerat. Nu, mie mi se pare foarte exagerat să mergi cu mascații într-o primărie pentru niște tăieri de pomi. Adică, totuși, trebuie să păstrăm proporția, care nici măcar n-au avut loc acum, ieri, alaltăieri, ci sunt de, cred că de peste un an de zile s-a da, întâmplat, de mai bine știu, de un toată an de iarna, zile. Toată iarna, toată iarna. Bun, lucrurile că puteau fi făcute ce, altfel. Ce se gândeau că vor găsi mascați acolo, un fierăstrău, niște rumeguși? Domnule Ciprian Luca, vă întreb pe dumneavoastră, Nădlacul, ce diagnostic puneți acestui oraș, care a fost un oraș de referință în România, pentru că a fost și este în continuare poarta de vest a României, dar Nădlacul a suferit o foarte, foarte grea lovitură odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Uite că există și victime colaterale, iar Nădlacul cu siguranță este o victimă a aderării României la Uniunea Europeană, pentru că s-au închis acele magazine de tip duty free care asigurau bunăstarea unei mari părți a populației, a cetățenilor de Nădlac. Începând, eu cred că începând din 2007, putem să vorbim despre clătinarea acestei comunități, care acum caută să se regăsească. Evident că orașul Nădlac, dacă ar fi să o luăm așa după notorietate, atât Nădlacul cât și Curticiu, cred că sunt cunoscute pe tot cuprinsul țării, tocmai datorită faptului că sunt două porți de intrare în România sau de ieșire din România. Pe nodul rutier, să zic așa, al Nădlacului și Curticiu pe cel feroviar. Așa cum spuneați, Nădlacul are o istorie interesantă. Știți că prima datare e din voievodatul lui Glad, după aia a fost cucerit de către tătari. De fapt, în 1313 prima datare, cetatea Nădlacului a fost chiar și sub conducerea lui Iancu de Hunedoara, un regent la vremea respectivă al regelui Ungariei. După aceea, regele Matea Corvin, băiatul lui Iancu de Hunedoara, a cedat Nădlacul unor nobili sârbi. În 1514 Gheorghe Doja asediază Nădlacul. Deci istoria, am vrut să scot în evidență tocmai istoria tumultoasă a Nădlacului, pentru că asta arată că a fost totdeauna o cetate și o zonă de referință, iar din 1802-1803 sunt slovaci aduși colonizați acolo și astăzi vorbim de aproape 43% din populația orașului Nădlac sunt slovaci. Deci e o istorie importantă și uite că astăzi, deși ar trebui să fie, așa cum spuneau și colegii mei din platou, trebuie să fie o zonă de un mare interes și potențial din toate punctele de vedere, nu numai agricol, pentru că activitatea în zona Nădlacului e una preponderent agricolă pentru ce sutele sau miile de hectare care aparțin orașului Nădlac, dar uite că nu s-a găsit soluția potrivită, deși paradoxul acesta e autostradă care trece pe lângă Nădlac și după, cum spunea și dumneavoastră, după 2007, fac o precizare, eu am fost primul care am ieșit din 2007 împreună cu domnul primar Ciciac, am ieșit din Nădlac cu buletinul. Deci am fost primii care am trecut în acel moment și a fost un moment deosebit pentru mine, pentru că țin minte că și televiziunea era acolo și eu am trecut primul, că așa era noaptea dintre ani am trecut așa și rămâne un moment de referință pentru mine, cum rămân
multe amintiri legate de orașul Nădlac, pentru că am foarte mulți prieteni acolo și am investit multe sentimente, să spun așa, și multă energie pentru, în beneficiu orașului Nădlac. Că știu unii, că nu știu, asta are mai puțină importanță, poate în decursul emisiunii o să scot în evidență anumite lucruri, pentru că nu o să fiu de acord niciodată cu Blozinca, noi venim acum, de la noi începe totul. Nu, s-au făcut lucruri deosebite, dar se vor face și sunt ferm convins că se vor face și în continuare, dar nu putem să negăm evidența sau lucrurile bune care s-au făcut la nivel de Nădlac și o spune un om care nu are subiectivism în nicio formă, nu susțin pe niciun candidat, nu susținem acolo, noi nu avem listă de consilier sau candidat de primar, ceea ce îmi doresc eu ca locuitorii orașului Nădlac să voteze Alianța pentru Arad, pentru Consiliul Județean și, cum spuneam și în alte emisiuni, consilierii Alianței sunt ferm convins că vor sprijini, indiferent care va fi administrația orașului, îl vor sprijini în proiectele Nădlacului, pentru că merită și o zonă, cum spuneam, o zonă cu un trecut deosebit, cu oameni deosebiți, cu un potențial nu numai agricol și din alte puncte de vedere și eu sunt ferm convins că Nădlacul va reveni acolo unde este locul și chiar această autostradă va fi folosită în sensul pozitiv, nu va fi un fel de Nădlacul să rămână undeva de Route 66, autostrada să-i scoată efectiv din uz. Bun, domnule Luca, îi întrebam și pe ceilalți doi antevorbitori despre atmosfera de campanie de la Nădlac. Dumneavoastră cum vi se pare? Și poate extrapolăm puțin, pentru că aveți o privire de ansamblu și asupra județului. Este o încrâncenare? Este o supărare? Se simte, eu știu, un resentiment personal al competitorilor în această campanie electorală? Știți, fiecare își dorește să câștige și de multe ori în acest avânt de multe ori mai dăm pe alături și putem să creăm anumite zminteli, putem să supărăm contra candidații noștri, dar eu sunt ferm convins că atâta timp cât noi venim cu soluții concrete și vrem să arătăm ceea ce se poate face, eu cred că totuși poate să existe o campanie civilizată. Acum și legea îți impune o grămadă de restricții. Trebuie să recunoaștem că e o lege cu multe neajunsuri în acest moment. Practic te limitează foarte mult și ca apariții în presă, te limitează și ca și cheltuială. Bun, până la urmă, toate lucrurile astea concură sau zic că vor fi în beneficiu, să spun, a nu mai risipi cum se risipiau sau cheltuiau, pentru că unii, bineînțeles, au potențial financiar foarte mare și atunci pot să facă un abuz sau se pot întâmpla lucruri ce s-au întâmplat. Ei, astăzi nu se mai pot, lucrurile sunt extrem de stricte și din perspectiva banilor, ai pe lege exact cât poți cheltui, pe ce poți cheltui în procentajele respective, sumele sunt fixate, deci de aceea o risipă în acest sens nu se mai poate întâmpla. Ceea ce e pozitiv pentru localitățile mici, pentru orașele gen Nădlac sau pentru comune, cum spuneam, localități mici, că la comune mă refeream, e mult mai simplu pentru că te vei adresa și o spune un om care am făcut treaba asta, am bătut județul ăsta în lung și în lat, te poți adresa direct cetățeanului. Într-un oraș mai mare ca Aradu, deși eu îl bat zi de zi la picior, totuși nu poți să te întâlnești cu toată lumea. Noua lege te trimite pe tine candidat să te întâlnești direct cu cetățeanul. E foarte important acest să te vezi față în față, să te întrebe omul, să-i spui ceea ce vrei să faci. Deci dacă aș fi să pun în balanță lucrurile pozitive și negative, la pozitive aș trece tocmai că legea cam te obligă să te duci să te întâlnești direct cu cetățeanul, lucru care ar trebui să fie și ca un om, cum vă spuneam, care am făcut și cât am candidat ca deputat, am făcut acest lucru și îl fac și acum te ajută mult pe tine ca și candidat. Eu personal programul mi l-am făcut după ce m-am întâlnit cu acești cetățeni de pe raza municipiului Arad și e un program cu experiența mea din administrație, din Consiliul Județean și din Parlament, am filtrat și cred, mi-am asumat doar ceea ce eram ferm convins că pot să realizez. Și dacă ați observat,
în spațiu public, și mă refer la județul Arad, sunt foarte puțini candidați care promit marea cu sarea sau promit niște lucruri care nu se pot realiza. Sunt unii care nu cunosc administrație sau nu înțeleg și atunci ați promit niște enormități. Dar astăzi, cred că oamenii sunt cerebrali, sunt realiști și eu cred că, chiar dacă pare un pic mai monotonă lupta asta politică, eu cred că va genera lucruri pozitive și va genera o apropiere mult mai puternică a candidaților către cetățeni și lucrul acesta se va simți în fiecare administrație. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară. Vă reamintesc că au dat curs invitației noastre de astăzi domnul Cociș de la PSD Nădlac, domnul Onea, candidat din partea PNL la primăria orașului Nădlac, și domnul Ciprian Luca din partea APAR. Domnul Cociș candidează și domnia sa pentru funcția de primar al orașului Nădlac, așa cum spuneam, în partea Partidului Social Democrat. Nu au venit însă reprezentanții Partidului Mișcarea Populară, M10, UDMR, Forumul Democrat, Forumul Democrat al Germanilor din România. Și nici cei de la ALDE, trebuie să accentuăm acest lucru, pentru că și pe ei am invitat. Luăm o scurtă pauză publicitară, revenim în câteva minute și discutăm despre proiectele candidaților, ce și-a propus fiecare să schimbe Nădlac și mai ales cum, ca dincolo de enunțuri, să înțelegem și dacă există această capacitate, într-adevăr, de a mișca puțin lucrurile înainte, de a reabilita, de a reanima orașul Nădlac. Revenim la discuție după o scurtă pauză publicitară. Auzi ce muzică veselă avem pe genericul emisiunii noastre, asta pentru că până la urmă trebuie să ne bucurăm de rezultatul alegerilor. Oricine ar ieși primar, speranțele noastre se îndreaptă către el sau președinte de Consiliul Județean, consilier local, consilier județean, pentru că e nevoie într-adevăr să trăim într-o societate mai bună, e nevoie să trăim în comunități bine gestionate, așa că nu cred că trebuie să ne întristăm. Avem noi, din păcate, această meteahnă să luăm prea personal toate aceste confruntări electorale și să considerăm că sunt niște lupte pe viață și pe moarte, se creează falii, se creează prăpăstii între noi, dar cred că trebuie să ne uităm puțin înspre democrație, ceva mai consolidate decât democrația românească, acolo unde după campania electorală președintelui nu-i spui pe numele mic și nu-l persiflezi, ci îi spui domnul președinte și îi dai onorul cuvenit, cel puțin funcției sale, dacă nu propriei persoane, și mai jos, pe verticală, tuturor reprezentanților administrației locale, care până la urmă sunt validați prin votul cetățenilor. Indiferent că unora le place sau nu le place, dar asta este democrația, cei care ies într-un număr mai mare la vot pot decide soarta alegerilor. Iar ceilalți cred că ar trebui să își reproșeze înainte de toate lor înșiși că lucrurile nu merg așa cum și-ar dori în comunitate. Vă reamintesc că invitații noștri în studio sunt domnul Cociș de la Partidul Social Democrat din Nădlac, candidat la primăria orașului, domnul Onea de la Partidul Național Liberal din Nădlac, candidat la primăria orașului, și domnul Luca de la Alianța pentru Arad. Domnia sa candidează pe listele APAR în municipiul Arad. I-am invitat și pe reprezentanții PMP, M10, UDMR, ALDE, Forumul Democrat al Germanilor din România, care au depus solicitări să apară în dezbatere electorale, dar nu au dat curs acestei invitații. Vorbim în această parte a emisiunii despre ceea ce își propun reprezentanții partidelor politice din Nădlac, ca celor două principale forțe politice care astăzi au și candidați la primărie reprezentați aici în studioul VSTV regional, ceea ce își propun pentru următorii 4 ani în orașul Nădlac. Cum văd aceste două mari partide, PNL, PSD, dezvoltarea comunității, care sunt acele resorturi pe care le pot activa cei care își propun să fie primare comunității în slujba orașului și a cetățenilor Nădlacului? Și sigur, aceeași întrebare, aceeași temă se referă și candidatului care reprezintă APAR-ul. Domnule Cociș, cum vede Partidul Social Democrat prioritățile Nădlacului în următoarea perioadă? Ce v-ați propus să realizați pentru nădlăcani dacă veți ajunge primar? Prioritățile pentru noi sunt demararea lucrărilor pentru a atrage utilitățile în zona industrială, care de 12 ani noi nu am fost la conducere, a fost PNL-ul, respectiv PDL-ul înainte. Toată lumea ne-am lăudat că atragem investitori, dar acea zonă nu are utilități.
Dacă mâine vine un investitor și este dus la locul respectiv, când vede oferta, pleacă. Deci să fim... Da, aveți cunoștință de cazuri concrete? S-a întâmplat așa ceva oare vreodată? S-au întâmplat cazuri. Am, din spusele consilierilor noștri PSD, au fost... Nu s-a ajuns să discute în Consiliu, dar au fost discuții la nivelul conducerii de investitori și n-au rămas. Bun. Păi este normal dacă nu ai ce să-i oferi. Deci în acești ani cât au fost dânsii la conducere, măcar asta trebuiau să facă, ca să facă zona respectivă atractivă. Dacă vine un investitor, să poți să-i oferi ceva, ca să-l atragi să și rămână. Așa, mergem mai departe. Această zonă ca să genereze locuri de muncă, în principal care este problema arzătoare a nădlăcanilor. Am zis pentru probleme de infrastructură, cu asfaltarea străzilor, să atragem fonduri europene pentru reabilitarea ștrandului, că avem un izvor de apă termală și este lăsat și acela în paragină. Dacă spunem, nu ni se poate reproșa nouă că noi nu am fost la conducerea orașului, dar cei de la conducerea orașului l-au lăsat în paragină și am înțeles că a fost un investitor, a vrut să investească și nu știu motivele din care nu a rămas să investească. Și este în paragină și păcat că oamenii sunt nevoiți să meargă în Ungaria sau în alte părți și noi avem așa potențial și nu le exploatăm. Așa. Atunci, o problemă în colectarea gunoiului menajer. Mie mi se pare o problemă pentru că la fiecare număr de casă se ia un singur tomberon și plata la impozit se face la numărul de persoane. Deci eu zic că nu este corect. Deci dacă la o casă sunt 7 persoane, plătesc la numărul de persoane la salubritate și se iau un singur tomberon. La altă casă e o singură persoană, plătește mult mai puțin și tot un tomberon. Deci raportul și balanța între plată și serviciu acordat cetățeanului nu este corect, nu este echitabil. Și asta ar trebui discutat și remediat, ca să nu mai fie așa, că nu mi se pare corect. Atunci, reabilitarea șanțurilor pentru colectarea apelor pluviale este o problemă în orașul Nădlac. Și ar trebui foarte multe poduri, nu mai trece apa pe sub, s-au astupat șanțuri... Degeaba facem pavări în anumite zone și când e o ploaie mai serioasă, nu are unde să scurgă apa. Uh-huh. Deci asta e un lucru foarte important pentru localitate. Și alte probleme, o piatră de moară care atârnă foarte greu la nivelul orașului, este proiectul european în derulare care nu este și nici nu cred că va fi finalizat până la termen. Campusul școlar. Deci aici vreau să enumer guvernul Ponta ce a ajutat Nădlacul pentru respectivul campus. S-au dat 23 de miliarde ca să poată plăti datoriile și să reînceapă lucrările și nu se vede nimic. Mai avem o clădire care a fost a băncii agricole, care a intrat în patrimoniu orașului, unde s-au investit 11 miliarde în prima tranșă, 7, următoarea 4, și clădirea este în paragină, nu este conservată și este un lucru foarte rău. Păcat că s-au cheltuit bani și nu ne este utilă. Noi am zis că am vrea să facem un centru de urgență, policlinică, să avem aia sau, mă scuzați, pentru primăria nouă, așa au vrut să facă vechea conducere, să facă o primărie nouă.
care nu mi se pare mie normal, pentru că Nădlacu are o clădire frumoasă, care este o clădire monument și simbol, care simbolizează orașul Nădlac, și o primărie nouă pe trei nivele, să meargă oameni la pescări, oameni în vârstă, nu, mie nu mi se pare normal. Aia se putea folosi în alte scopuri. Se putea prelungi școala, se putea face o clinică, ceva, orice altceva, dar nu primărie. Ama, depinde și cu ce destinație vin banii, că dacă vin special pentru clădirea administrativă, nu prea poți să-i folosești pentru o școală sau un dispensar, că iarăși vin mascați și ai probleme. Da, nu? Dar s-au cheltuit banii respectivi și clădirea tot în paragină este. Și atunci, prin Ministerul Dezvoltării, la Nedla, Guvernul Ponta a alocat în fiecare an 5 miliarde pentru asfaltări. Și s-au asfaltat foarte puține străzi. Atunci, în 20 de ani, tot zic eu, cu sprijinul PSD-ului, s-a făcut banda de refugiu la intrarea în Nădlac pentru camioane. Prin Ministerul Transporturilor s-a făcut, tot în guvernarea Ponta, și 20 de ani din partea celor care au fost la conducere, care au avut toată linia de la primar până la președinte, nu au reușit să facă acea bandă și ea s-au pierdut vieți, accidente, circulație încurcată. Bun, acum deja este, deci, autostrada. Acum da, dar vorbesc până la autostradă. Ce a ajutat guvernul Ponta și PSD-ul și cei de la conducere, care din partea PDL-ului, PNL-ului în ultimii ani n-au reușit să le facă. Bun, hai să-l întrebăm pe domnul Luca. Domnule Luca, apropo de ce spunea domnul Cociș, observația, apoi am să-l întreb și pe domnul Onea. După care domnul Onea își va expune punctul de vedere referitor la proiectul administrativ. Doar atât, aș vrea să eu înțeleg din ce ați spus dumneavoastră că sunt neajunsuri pe care dumneavoastră le-ați corecta în situația în care veți ajunge la primărie. Da. Bun. Domnule Luca. Acum, eu aș, fiind la Consiliul Județean atâția ani, chiar cunosc ce s-a întâmplat în Nădlac. Apoi am fost în Parlament, știu cât m-am zbătut și fostul actualul primar, viitor fost primar, poate să confirmă lucrul acesta și legat de acel campus. Și trebuie să recunosc că între perioada 2008-2012 n-am prea găsit înțelegere și au fost și PSD și PDL la guvernare. Nu am găsit înțelegere acolo. De vreo 3 ore eu am mers personal la doamna Andronescu cu documentația. Erau vorba atunci de vreo jur de 30 de miliarde care trebuiau primiți. A existat o, nu știu de ce, lucrurile nu au avansat nici cum. Deci, asta ca să spunem lucrurilor pe nume și să spunem exact cum au stat lucrurile, pentru că chiar am fost implicat în acest proiect și chiar m-am zbătut pentru că Nădlacu merită așa ceva, chiar dacă poate la învergura și la cât de mare e gândit acel campus și cum am gândit, poate un pic exagerat pentru orașul Nădlac, dar orice investiție binevenită. Din punct de vedere al banilor care vin, că vin 5 miliarde, că vin 4, lucrurile îți vin pe investiția aia, nici n-ai cum să nu-i cheltuiești sau să-i dai în altă parte. De aceea sper că acei bani să fi fost cheltuiți judicios și acele lucrări să fi făcut, că altfel intrăm într-o altă zonă penală cu deturnare de fonduri și într-o altă zonă care nu sper din tot sufletul să nu fie cazul. Domnule Onea, dacă aveți precizări de făcut apropo de ceea ce spunea domnul Cociș? Suntem la o dezbatere electorală în care lumea așteaptă să le expunem proiectele noastre, să le expunem felul în care le vom implementa. Cred că nu atât de mult sunt interesați nădlăcanii de cine este de vină sau ce s-a întâmplat rău în Nădlac. Ei așteaptă să vadă ce va face cel pe care ei îl vor alege duminică. Sunt deficiențe, tocmai de aceea am intenționat intenționez să candidez, de aceea am construit o echipă nouă acolo, în parteneriat, repet, cu domnul primar Cicea, care va veni la Consiliul Județean. Legat de Consiliul Județean, vreau să precizez, la fel cum spunea domnul Luca, acel sediu administrativ a fost un proiect de prin 2008-2009, unde
acolo trebuia să funcționeze și sediu, și trezoreria, și ANAF-ul. Și dacă tot vorbim de realizările guvernului Ponta, e o mare realizare a guvernului Ponta că ne-a închis acea administrație financiară și ne obligă pe toți nădlăcanii să, ca o pedeapsă aplicată primăriilor pe de liste, să venim la rat pentru orice adeverință. Sunt oameni care renunță să scoată acea adeverință pentru că nu se justifică costul transportului. În fine, vă spun, nu cred că oamenii din localitate mai așteaptă să descopere cine este de vină. Ei vor să vadă ce li se prezintă, ei vor să vadă cine este cel în mâinile căruia își vor pune, nu destinul până la urmă, dar administrarea localității. Și cred că asta contează. Cine poate să facă lucrurile cele mai bune pentru oraș în viitorii ani? Fără conotație prea mare politică, fără patimă politică, ei vor un administrator pentru ceea ce a rămas în Nădlac. În completare, mă rog, aveți dreptate, domnul Onea, dar problema este că dumneavoastră sunteți cu aceeași echipă, aceiași consilieri și sunteți în eroare. Nu sunt în eroare, aveți expusă lista și continuați în acești ani. Nu ați reușit prea multe să faceți și cum veți reuși de acum înainte aceiași oameni? Asta, dacă puteți să-mi explicați. Lista pe care i-am prezentat-o este cea mai bună listă care poate fi supusă scrutinului alegătorilor. Este o listă cu oameni care au realizări în spate, oameni care conduc societăți comerciale, oameni care au condus sau conduc instituții. Într-adevăr, avem nevoie și de experiența celor care au fost în administrație atâția ani. Păi sunt pe listă. Ați văzut că este o administrație dezastruoasă. Nu cred că este dezastruoasă, pentru că realizări sunt la nivelul orașului Nădlac. Multe care nu s-au realizat. Sunt lucruri de îndreptat. Sunt de aceeași echipă. Deci acum mergeți în continuare cu aceeași echipă. Critică care nu cred că este critică, deci eu vă spun. Echipa este schimbată, candidatul de primar este schimbat, este cu totul altul, a rămas în echipă. Dumneavoastră, fiind președinte de partid, ați fost consilier județean, ați fost consilier local. Deci toate realizările ce s-au făcut până acum se pot atribui și dumneavoastră și nerealizările la fel. Nu dumneavoastră vă atribuiți toate lucrurile bune făcute și cele rele îi le atribuiți domnului Ciciac. Nu spuneți-mi este corect. Care realizări sau deci nerealizările le-am atribuit? Toate nerealizările care s-au făcut la... s-a ajuns în cazul ăsta la Nădlac, sunteți și dumneavoastră parte. Deci, am proiecte proprii care vor fi implementate din 5 luni încolo. Noi nu am fost la conducere în acești 12 ani și asta vă spun că toate lucrurile bune vi se atribuie dumneavoastră, dar și cele rele și în balanță trag cele rele mai mult. Și bun, vreau asta, să vă sigur, delimitați asta de e ele. Opinia noastră de contracandidat. Da, categoric. Deci eu v-am spus, nu fac atac la persoană, cu domnul Onea suntem colegi de copii la grădiniță, școala am făcut-o împreună, am fost colegi de serviciu o bună parte din an, deci eu nu atac persoana, nu fac atacuri la familie și doar în dezbaterea asta politică, cu nerealizările actualei conduceri care face parte și domnul Onea de la PNL și ce vrem noi să facem noi nou, nu ni se poate reproșa de către cetățeni că noi nu am fost... Eu nu am fost nici consilier, prima dată candidez, deci nu mi se poate reproșa că din cauza mea nu este gata campusul, din cauza mea nu sunt făcute șanțurile, din cauza mea clădirea părăsită lângă piață, vis-a-vis de piață, da, nu este conservată. Mai fost primar până acum? Nu, dar a fost în echipă, a fost în echipă. Bun, domnului. Haideți să-l auzim și pe domnul Onea. Am fost într-o echipă, care este, într-adevăr. Domnul Onea, care este proiectul noastră pentru Nădlac? Vreau să-l completez două minute și are dreptate, am fost în echipă și pentru că n-am fost de acord cu multe din măsurile luate de colegii mei, mi-am dat demisia. Sunt singurul consilier local care în 20 și ceva de ani și-a dat demisia pentru că nu a fost de acord cu proiectele colegilor. Mi-am dat demisia, am preferat să plec din funcția de consilier local. Într-adevăr, m-am întors în 2012 la insistențele deputaților, parlamentarilor din zonă. Mi s-a oferit această poziție elegibilă în Consiliul Județean și am înțeles că din această poziție pot să ajut orașul mult mai mult decât din poziția de consilier local. Am revenit, am realizări ca și consilier județean și vă repet, vreau să merg în continuare, să-mi implementez lucrurile bune pe care eu le-am învățat în acest mandat.
Bun, mergem mai departe. Care sunt obiectivele, proiectele dumneavoastră, domnule Unea, pe viitorii 4 ani? Proiectele noastre, fiind un partid liberal, și eu sunt un liberal în esență, se îndreaptă în primul rând spre o renaștere economică, să spun așa, a orașului. Și mă bucur să văd că marea majoritate a proiectelor mele au fost preluate și de către cei de la PSD, pentru că eu le-am expuse pe site-ul meu cu mult timp în urmă. Și sunt proiecte, sunt lucruri unde eu explic, unde spun clar termenul de implementare, felul de ducere la îndeplinire. Este adevărat, locurile de muncă sunt o problemă. Vreau să vă spun că, într-adevăr, Consiliul Local are un teren în proprietate, dar acel teren, la momentul respectiv, are statut de pășune. Deci el va trebui scos din acest circuit, trecut în intravilan, ceea ce nu se știe că procedura asta durează pentru utilități și nu vom demara cu utilitățile, pentru că Nădlacu nu mai are timp să demare. Nădlacu vrea să se termine această lucrare care se va termina într-un parteneriat cu Consiliul Județean Arad. Am avut discuții cu viitorul președinte, cu domnul Cionca. La fel s-a procedat și în Cluj. Cei care sunt interesați poate să citească, e vorba de parcurile industriale Teta Rom din Cluj. Sunt 7 parcuri industriale create în acea zonă în parteneriat cu Consiliul Județean. Asta înseamnă utilități, gaz, apă, canalizare, curent electric, căi de acces, după care, conform noului cod fiscal, avem posibilitatea să le acordăm investitorilor facilități, pentru ca acea zonă să devină interesantă și ei să vină în parteneriat cu noi. Fiind un oraș cu o preponderență agricolă, trebuie să ne îndreptăm spre agricultură. Nu avem ce să facem. O mare problemă a agricultorilor este cadastrarea terenurilor. Vom continua cu această cadastrare, a fost începută, o vom termina, vom întabula drumurile agricole, pentru că mulți dintre ei au probleme în implementarea proiectelor europene. Lipsind această întabulare a drumurilor agricole, nu poate să-și depună proiectele. Vom face toate demersurile pentru a reînființa biroul APIA, un birou. E vorba de 12.000 ceva de hectare la Nădlac. Nădlăcanii sunt obligați să se deplaseze în alte localități pentru a-și depune dosarele pentru APIA. O mare dorință, o mare doleanță a nădlăcanilor este legată de felul în care se eliberează documentele, adeverințele din primărie. Pentru a reda până la urmă demnitatea cetățeanului și a reda și respectul față de funcționarul public, o să înființez un ghișeu unic. Un ghișeu unde cetățeanul, dacă solicită un document și are toate cele necesare, va primi acel document în timpul cel mai scurt posibil. Da, vor termina, cum spunea colegul Cociș, vom continua cu asfaltarea, dar vom continua oricum, oricine va fi primar, pentru că Nădlacu beneficiază de 9,8 km de asfalt printr-un program guvernamental, care, vă repet, nu este nicio realizare a vreunui partid politic, este rezultatul muncii administrației locale. Vom rezona Nădlacu, cea mai mare durere, fără să fie atac politic, este mărirea taxelor și impozitelor prin acel cod fiscal apărut în septembrie 2009. Nu mai trec la luptă politică, pentru că nu și are locul. Și în completare prin printr-o aplicare incorrectă, am spus, rezonarea orașului este necesară, pentru că va trebui să vedem cum putem descărca povara fiscală de pe cetățeni. Degeaba sunt impozite și taxe mari, nu se colectează. Va trebui să găsim o soluție ca oamenii să poată să-și plătească acele taxe și să le aducem la nivelul suportabilității. Sunt gospodării, a mers în acest sistem nou, în acest concept nou, door-to-door. Oamenii îi spuneau, până aveam 300-400 de lei, plăteam fără probleme. Acum, când avem 600-700, nu o să mai plătim. Deci, serviciul de taxe și impozite locale nu are niciun beneficiu după această majorare a taxelor și impozitelor locale. Va trebui să găsim o soluție, v-am spus, probabil prin scoaterea unor taxe speciale care au fost impuse, la momentul când eu m-am dat demisia, pentru că de aceea am plecat, va trebui să rezonăm orașul și va trebui să facem în așa fel încât colectarea acestora să fie, pe de o parte, cât mai eficientă, pe de cealaltă parte, taxele să fie suportate, să poată fi suportate de către cetățeni. Fonduri europene, este foarte greu. Ghidurile știți și dumneavoastră, pentru sesiunea 2014-2020 au apărut abia la începutul acestui an. Va trebui să ne mișcăm repede, să avem studii de fezabilitate făcute rapid.
va trebui să vedem pe ce suntem eligibili și să aplicăm. Da, dacă vor fi finanțări pe partea de agrement, dar vă repet, fiind un partid și un om, eu sunt un om de dreapta, va trebui prima dată să ne îndreptăm spre sectorul economic, să revigorăm economic nădlăcanica, dacă ei vor avea o liniște financiară, vor putea să se ocupe și de agrement. Dacă ștrandul va fi eligibil prin vreo finanțare europeană, ne vom îndrepta încolo. Dar deocamdată avem probleme cu această firmă care exploatează forajele, într-adevăr, teoretic, Nădlacu are două foraje de apă geotermală, practic nu exploatează niciunul, pentru că unul nu este autorizat și celălalt este în proprietatea Foradex-ului, care, până la urmă, taxează orașul pe terenul lui cu bogăția din subsolul lui, fără să facă nici cea mai mică investiție. A trebuit să găsim o soluție sau să executăm un foraj nou și, până la urmă, să creăm, într-adevăr, acolo o zonă de agrement, un punct de interes și să vedem că va contribui și acesta, până la urmă, la dezvoltarea orașului. Legat de colectarea gunoaielor, vreau să spun că Nădlacu face parte dintr-un master plan la nivelul județului legat de gestionarea deșeurilor, care s-a încheiat, tocmai acum s-a încheiat, acum o săptămână am avut o ultimă solicitare în plenul Consiliului Județean. Consiliul Județean a delegat o firmă care se va ocupa de licitarea serviciului și eu sper că dacă nu vor fi contestații și nu vor fi probleme până la sfârșitul anului sau cel mult la începutul anului viitor, gunoiul de la Nădlac să fie ridicat de un operator regional al cărui cai de sarcini va fi întocmit la nivel județean. Deci noi nu vom putea negocia prețul, dar asta nu se știe. Noi vom putea să influențăm și să controlăm calitatea serviciilor. La fel ca la master planul cu apă, la compania de apă, cum spunea legat de Samtid, noi controlăm doar calitatea serviciilor. Campusul este într-un litigiu, este adevărat. Campusul va trebui să vedem ce se va întâmpla după data de 30 iunie. Până la 30 iunie noi avem o derogare de la ADR Vest, după care, în funcție de ce vor delibera dânsii, vom vedea în ce direcție ne vom îndrepta. Oricum, nu cred că orașul Nădlac este responsabil sau poate fi făcut vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo și nu poate fi obligat să plătească acele sume. Va trebui să vedem. Vom ataca în justiție. Vom vedea ce măsuri se vor putea lua. Un accent foarte, foarte mare vreau să-l pun și pe promovarea produselor tradiționale. Toată lumea cunoaște acel salam de Nădlac. Toată lumea a auzit de galuștele slovăcești. Avem o delicatesă, să spun, locală. E acel grillaj și sunt formele de zahăr arzi. Sunt multe lucruri de făcut. Sunt multe lucruri de făcut și vom încerca să le identificăm, să le prioritizăm, să le etapizăm. Toate lucrurile astea, pentru toate lucrurile astea e nevoie de bani. Asta îi rog pe telespectatori și pe nădlăcani să înțeleagă. Nu contează cine va fi primar. Principal e ca cel care va fi primar să poată să-și ducă la îndeplinire proiectele. Nu să închidă într-un birou să spună, domnule, dar n-am bani, că nu dă. Banii vor veni de la Consiliul Județean. Consiliul Județean, care va fi câștigat în mod sigur de către echipa noastră, avem un parteneriat, avem o înțelegere și avem o strategie. Să nu fie. Avem o strategie la nivelul județului. Bun. Pentru... Da, vă rog. Finalizați ideea. Asta este. Deci împreună cu cei din Consiliul Județean, mare majoritate a consilierilor sunt actualii mei colegi, care nu am avut nicio dispută, vom merge la înțelegere și toți vor trebui să înțeleagă că Nădlacu trebuie ajutat să se revigoreze. Bun, precizări? Da, precizări. Îmi place foarte mult, cum spune colegul meu, domnul Onea, lucrurilor, dar să nu rămâne doar pe hârtie. Noi avem și se poate proba aceste lucruri, proiecte. În fața pieții din Nădlac este o tablă mare făcută și scrise proiectele de acum 8 ani. Deci să nu mințim populația, că să spunem ce vrem să facem și într-adevăr să le și facem, este o cale foarte lungă. Deci așa s-au promis acum 8 ani și au rămas doar pe o tablă ruginită. Concret, zero. Din ce au scris dânsii. Nu noi am scris. Păi și dânsii cine? Dânsii de la PNL, unde este și domnul Onea președinte. Deci să fie foarte atent la promisiuni. Păi, partidul dânsii... a scris sau partidul a scris nu. Sau... Deci conducerea și primăria, ei au scris. Domnul Cicea cu echipa, dar domnul Onea să nu rămână tot la stadiul ăla de hârtie și pe tablă și în teren
Dacă nu s-au tras, că dumneavoastră ați spus că vreți să trageți utilități și în parteneriat cu Consiliul Județean, dar până acum 12 ani, de ce nu s-a tras? Nu știu. Pentru că am avut aceeași culoare politică, deci ați avut toate pârghiile necesare care trebuiau să faceți, măcar atât dacă nu ați adus un investitor, o fabrică, cum de exemplu la Chișinău Criș, cu foarte puțin sprijin de la Consiliul Județean, domnul Burdan, fiind și coleg de partid cu mine, a realizat lucruri frumoase și lucruri foarte benefice pentru locuitorii de acolo. Dumneavoastră având toate pârghiile și rezultatele au rămas doar pe tabla aia ruginită. Și nu mi-aparține de asta, tabla și tabla nu vă aparține. Fie... Dumneavoastră fiind ca președinte de partid, atunci nu puteți să vă delimitați de ele, să spuneți că toate cele făcute bine sunt a dumneavoastră și cele rele sunt al domnului Ciciac. Deci dumneavoastră ați fost într-o echipă cu consilieri care s-au votat, ați avut, dumneavoastră ați spus că ați avut majoritate în Consiliu, trei legislaturi și rezultatele care sunt? Se vede că sunteți nou în politică, nu știu, tot vorbiți de acei 12 ani, dar nu știu ce înseamnă. La, păi, acei în 2004 12 ani, a fost o dată majoritate în Consiliu. Ați avut și 10 2008-2012, da? Într-adevăr a fost. Din 2012 nu mai e majoritatea PDL-ului sau PNL-ului în Consiliu. S-a format o altă majoritate acolo. Păi da, dar dumneavoastră... Eu vă repet, v-am spus cariera mea politică. Cariera nu a fost politică, de acord, știu, deci eu nu, n-a fost nu... de acord cu... Dacă... Ce s-a de ce nu ați tras la răspundere în calitatea de președinte de partid? În calitatea de președinte de partid am ales o listă la solicitarea cetățenilor în care mulți dintre cei vechi nu se regăsesc. Dar acei vechi sunt schimbate pozițiile, dar sunt tot aceiași. Deci mă mir că dumneavoastră vreți să continuați cu aceiași oameni care au fost și până acum și cu realizări foarte puține. Sunt oameni care au experiență în administrație. Nu știu cum, dar administrație, ziceți pe drept că au experiență, dar experiență în ce? Într-un dezastru. Uitați-vă la nerealizări, câte clădiri părăsite, clădirea băncii, n-ați reușit să faceți. Ați spus, bun, să fi făcut primărie, dar... S-au cheltuit banii și unde este? Văd că mergeți prin un discurs un discurs care îl vede orice cetățean al orașului. Da, e adevărat și de asta vrem o schimbare, de asta prezint proiectele. Dar cum să faceți schimbare cu aceiași oameni? Toate proiectele au fost votate de acei consilieri. Echipa de consilieri are 19, e o listă de 19, toți 19 vor fi consilieri? În ce măsură, lista de consilieri a PNL-ului cuprinde aceiași oameni din legislatura anterioară? Sunt oameni, sunt vorba doar de un singur consilier, domnul Paliș Gligor, care într-adevăr în sondajele de opinie stă bine, este președintele clubului sportiv, s-a implicat în administrație, este un om apreciat. În rest, locurile pe care noi le considerăm eligibile și nu a fost o pedeapsă, a fost până la urmă a fost solicitarea cetățenilor, pentru că ne-am bazat pe sondaje și pe un vot intern foarte controversat pe care noi l-am avut, dar a fost poate cel mai democratic vot pe care partidul a avut la nivelul județului, am stabilit ordinea pe acea listă. Pe primele 10 locuri să regăsesc oameni noi, în afară de o singură poziție. Păi și atunci, domnul Cocic, de ce? Cum o țineți? Candidatul de primar este un om tot nou. Cu aceeași oameni, tot cu aceeași oameni. Dacă dar toți nu este adevărat. Nu este adevărat. Păi dacă vă uitați pe listă, 80% sunt aceiași. Depinde și de poziția de pe listă. Să prezinte, domnul Onea, lista actuală. Permiteți să descarc lista, că o descarc. Vă rog. Bun, până o descărcați lista. Da. Domnul Luca, astăzi? Vă rog, observațiile și dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la două puncte scoase în evidență de domnul Onea și eu un legat de acei cetățeni, nu știu, eu trebuie să recunosc că sunt revoltat la adresa lor, cei de la Foradex. Dacă noi n-am putut să ne dezvoltăm până la urmă pe zona aceasta, că noi suntem în aceeași pânză freatică ca și vecinii noștri maghiari, noi n-am putut să ne dezvoltăm tocmai datorită monopolului acestor oameni. Și trebuie să recunosc că foarte multe administrații de la nivelul județului Arad, mă refer de la Nădlac până la Zerind, au dorit să facă ceva, un ștrand sau un complex balnear, ieri vorbeam de cei de la Pecica,
dar știu foarte clar de cei de la Zerin, de cei de la Chișinău Criș, de cei de la Șiman, de cei de la Semlac. Știu foarte clar că despre demersuri, doar că sumele cerute pentru a da drumul la acel robinet erau prohibitive pentru orice comunitate și se știe foarte clar că altă soluție nu exista, deoarece acea firmă are monopolul, din păcate, acea societate. Aici va trebui doar un efort la nivel național și acolo există obtuzitate, din păcate, legată de acest lucru. Deci, de aceea, dacă nu se va rezolva la nivel național această soluție, la nivel local, sub nicio formă, din păcate, spun acest lucru și noi ne ocupam de problema asta la nivelul Consiliului Județean 2005-2006 și deja sunt 10 ani și tot în această situație suntem, din păcate, spun. Spuneți. Nu, am făcut, știu foarte bine eforturile depuse, ca să vă dau un exemplu, unei primării se ceruse 1,5 milioane de euro doar ca să se poată lega la acel puț. Vă dați seama, e o nesimțire, asta e termenul. Apoi, alt punct pe care... Aici cred că trebuie clarificat. Eu cred că aici e chiar de competența unor organe de anchetă ale statului. Evident, evident. Poate o firmă privată să pună stăpânire pe resursele acestea. A fost o societate a statului, o societate a statului. Și să le blocheze. Da, din păcate. Ei spun, da, noi suntem de acord, dar suma asta. Deci vă dați suma seama este, că... Suma este colosală. N-ai cum să faci așa ceva. Nu folosim corect. Alt punct, și aici o să spun un lucru, nu o să intru în foarte multe detalii, dar legat de acest campus școlar de la Nădlac, ăsta va fi pentru noastră, cei de la presă, un subiect incredibil în perioada următoare. Deci o să vedeți niște lucruri la care foarte mulți și cei care ne urmăresc din Nădlac și din județul Arad nu se le vine să creadă. O să fie o mare surpriză și un mare deranj pentru foarte mulți acel campus și ceea ce se va întâmpla acolo. Da, de ce spuneți asta? Pentru că acolo s-a și făcut un denunț extrem de consistent și sunt mulți oameni implicați acolo și nu îi văd bine, cunoscând niște detalii acolo, chiar cei care s-au implicat din primărie sau din jurul primăriei sau din alte țări, chiar trebuie să nu doarmă nopțile următoare pentru că se vor întâmpla lucruri incredibile. Și din perspectiva mea, chiar nu vine să cred. Dar organele de anchetă mă gândesc că vor scoate în evidență acel lucru și cei vinovați să fie pedepsiți. Doar că din păcate, se vor tărăgăna și mai mult și vor fi obstrucționate lucrările la acest campus. Atât am vrut să spun, sunt două subiecte extrem de sensibile, zic eu, pentru Nădlac și pentru județul Arad, mă refer la cel domnul, fără ați găsit lista de consilieri între timp? Da, e descărcată, pot să o prezint. Poziția întâi, cum e și normal, Onea Mircea. Am fost consilier, n-am fost de acord, m-am retras, am mers consilier județean, unde eu spun că am făcut lucruri bune pentru oraș și pentru zonă. Proiectele mele sunt publice, sunt pe site-ul meu. Domnul Nuțe Dan, nu a mai fost consilier, conduce o societate agricolă care are arendate peste 1000 de hectare. Doamna Husaric Nicoleta, profesor, fost director de școală, activat în cadrul inspectoratului școlar. Domnul Paliș, despre care vă spuneam într-adevăr, consilier cu rezultate și cu capital electoral, că până la urmă ne prezentăm în fața oamenilor și le cerem votul și trebuie să identificăm oameni cu capital electoral. Domnul Faltici, ca Sergiu, este paramedic în cadrul serviciului SMURT Nădlac și în paralel administrează o societate comercială, este de admirat, este un tânăr care la vârsta lui nu se dă bătut și încearcă să-și croiască o viață mai bună pentru el și pentru copii. Domnul Șteazni Dan nu a mai fost consilier, este inginer, lucrează pe meseria lui în cadrul companiei de apă Arad. Domnul Bernhard Helmut, un om care antrenează o echipă de handball la Nădlac cu rezultate. Domnul Carcuș Radomir nu a mai fost. Domnul Bozian Ioan. Sunt locurile pe care noi le considerăm și sperăm să le obținem în cadrul Consiliului Local. Lista primii 9, doar un singur loc. Candidatul de primar este schimbat în urma unei competiții, să spun așa, interne, destul de controversate la vremea respectivă, dar corectă. Suntem o echipă nouă, într-adevăr. Am făcut parte, la fel ca oricare, dintr-o altă echipă care poate a avut și eșecuri, dar asta nu înseamnă că... Bun, că domnul Cociș, strict pe lista de candidați, e sau nu e listă nouă? Este lista nouă de care... Păi bun, vorbim de locurile eligibile. Locurile eligibile prin unirea
PNL-ului cu PDL-ul. Sunt doi noi care provin din vechiul PNL-ul. Dar două forțe noi, două forțe care s-au unit. Luca, o să vă rog să expuneți și punctul dumneavoastră de vedere cu privire la dezvoltarea orașului Nădlac. Există un proiect al apar pentru Nădlac? Eu spuneam că noi ne gândim, pentru că avem o listă la nivelul Consiliului Județean depusă și sperăm să fim votați de, să fie votați colegii mei, că eu nu sunt pe lista aceea de consilier județean, dar sprijin această listă. I-am spus că sunt ferm convins că mulți cetățeni și din orașul Nădlac vor reuși să vor vota această listă și consilierii reieșiți de în urma votului de duminică vor sprijini administrația din Nădlac. Și trebuie să vă spun că sunt foarte multe lucruri și indiferent care va fi primar, eu le doresc succes tuturor, au foarte multe lucruri de făcut și spuneam și spun și insist pe acest lucru, chiar dacă, așa cum spunea și domnul Onea, încă toate procedurile nu sunt îndeplinite legate de fondurile europene, dar acesta este lucrul pe care trebuie să se axeze orice administrație de la nivelul județului Arad. Pentru că fără aceste lucruri, Consiliul Județean, trebuie să fac o remarcă la ce spunea domnul Onea, Consiliul Județean nu o să-ți mai poată da bani sub nicio formă. Poate să vină să te ajute pe anumite, să te ajute pe anumite cofinanțări, poate să te îndrume, să-ți aducă un plus de expertiză ție, pentru că există între Consiliul Județean și între primărie o relație de colaborare, nici de cum de subordonare, și poate să-ți aducă un plus de experiență, de expertiză, să te ajute. Și trebuie să constat că în ultimii ani, totuși, Consiliul Județean n-a mai înțeles acest rol legat de primăriile din județ. Bun, și anumite primării au înțeles că relația cu Consiliul Județean e să stai cu mâna întinsă și dăm bani pe aia, pe aia. Nu. Trebuie făcute niște analize foarte clare și obiective la nivelul Nădlacului și văzut exact ce se poate face și sunt multe lucruri pe care se pot îndrepta la nivelul orașului și trebuie gândit un plan, pentru că spunea și domnul Cociș de ceea ce a făcut domnul Burdan la Chișinău Criș, să știți că poate fi un paradox, dar toate lucrurile au început cu o prezentare a Chișinăului Criș. Trebuie să vii să spui, eu am asta, am că asta. Îți marchezi existența. Corect, nu? Altfel nu o să aștept, n-o să poți tu ca și, indiferent cine vei fi primar, vei sta în biroul tău frumos și vei aștepta investitorii. Nu există așa ceva. Tu trebuie să vii în întâmpinarea lor, să spui, bun, auzi că vrea să vină nu știu ce firmă. Acum tehnologia e extrem de accesibile pentru toată lumea. Noi suntem în timp real, aflăm ce se întâmplă în Botswana sau în Congo sau ce se întâmplă în Brazilia. Păi, logică, trebuie să ai un om specializat, un om care să vâneze, ăsta e termenul, așa ceva, cum a avut Chișinău Criș. A fost un om care a vânat așa ceva. A venit și după aia ai trimis. Păi, eu nu vreau să fac reclamă, dar știu foarte bine ce s-a întâmplat la Chișinău Criș. Efectiv, toți care au venit pe baza unui mail trimis de primărie în care vă așteptăm să discutați, vă punem la dispoziție când aud și chestia asta, trebuie să cerem nu știu ce bani. Adu-i pe oameni acolo, dă-le la un leu terenul, dă-le facilitățile, cum spuneam, dă-le toate lucrurile la uși, la poartă, aici e terenul, vi-l dăm, aduceți oameni, noi venim cu forța de muncă și trebuie să recunoaștem că Nădlacu are o mare problemă și are o problemă și din punct de vedere al celor care au lucrat în jurul vămii, trebuie să recunoaștem, oameni care s-au ocupat cu acel mic trafic, cu acele lucruri, știm foarte bine, care din păcate astăzi mulți nu mai beneficiază nici de pensie, că nu au fost angajați cu forme legale. Deci Nădlacu în perioada următoare o să vedeți că va avea o problemă socială foarte mare legată de acest aspect. Toate lucrurile acestea, gândiți-vă că o să se spargă în capul primarului și în capul Consiliului Local și primăria trebuie să găsească de urgență anumite soluții. Și eu cred că potențial există la Nădlac. Există teren, există coborâre pe autostradă, de pe autostradă, există potențial pentru a se face o zonă industrială foarte solidă, pentru că fiecare
fiecare firmă puternică din afară care vine să lucreze, că vine nu de dragul românilor, vine că e forța de lucru ieftină. Astăzi, la nivelul județului Arad, noi cu șomajul foarte scăzut, chiar avem o problemă în anumite zone, nu o să mai meargă nimeni. Gândiți-vă că Chișinău, Criș, după aceea Ineu, aduc oameni și de la 150 de kilometri. Marea majoritatea celor din Nădlac lucrează în Arad, în zona industrială din Arad. Lucrul acesta trebuie făcut și gândit ca oamenii să rămână în Nădlac, să lucreze acolo, să nu mai piardă acea oră încolo, acea oră încoace, plus mai încă cele 17 minute fiecare să iasă din zona industrială din Arad, să știe problema cu ieșirea și intrarea în zona industrială. Și sunt lucruri care o administrație deschisă până la urmă, care să se axeze pe aceste lucruri, va găsi soluțiile potrivite pentru Nădlac. Și Nădlacul și cetățenii din Nădlac merită acest lucru. Și eu sunt ferm convins că, indiferent dintre cei care vor ajunge primari, vor sesiza că trebuie fonduri europene, vor sesiza că trebuie să-și vândă cât mai frumos și cât mai puternic, să zic așa, și cu un impact foarte mare localitatea, să spună potențialul ei, să ofere, să arate forța de muncă care există la nivelul acestui oraș și potențialul acesta. Dacă se vor întâmpla lucrurile acestea, Nădlacul, pentru că e aproape de Europa, el cel mai aproape până la urmă oraș de Europa, n-are cum să fie driblat sau n-are cum să fie sărit de către investitori, pentru că decât să te duci până nu știu unde, unde ai o coborâre sau ai, nu? Că am văzut, sunt anumite locuri, să înghesuie lumea la Sebeș Alba. Păi, acum, eu înțeleg că să înghesuie acolo, dar să vină la Nădlac unii din investitori, că nu mai trebuie să mai facă 250 sau la Gilău, de... Da, în zona da, e foarte bun. Ciudat. Domnul pentru mine Luca, e ciudat. Și o să vă rog, o să vă rog și o concluzie de un minut și apoi am să rog și pe ceilalți doi interlocutori, pentru că suntem pe final de emisiune. Eu sunt fer convins că cei din Nădlac știu ce au de făcut și vor vota și eu cred că au de ales între niște oameni destoinici, oameni care au potențial și sunt ferm convins că vor alege ceea ce e mai bine, dar îi rog din tot sufletul să, pentru Consiliul Județean, să voteze lista Alianței pentru Arad, pentru că sunt oameni tineri, sunt oameni dornici să aducă un plus de valoare și de experiență la nivelul județului Arad. Vă mulțumesc, domnule Cociș. O concluzie de un o minut. O concluzie scurtă referitor la ce a spus domnul Luca. Și pe un final, da, așa, un mesaj de final. Asta și pe mine mă deranjează, că noi am bătut pasul pe loc ani de zile. Și din cauza asta și candidez și cu echipa care am format-o, ca să încercăm să urgentăm situația și să schimbăm puțin fața orașului. Cum a zis domnul Luca, că potențial, suntem în cel mai vestic punct, aproape de comunitate, și s-a neglijat. Ani de zile nu s-a făcut nimic. Deci dacă zona industrială, noi nu avem nici utilitățile măcar trase în acești ani cât au fost actuala conducere și n-au reușit să tragă, atunci noi nu mai putem să mergem pe mâna PNL-ului în continuare și cetățenii, că au văzut acești ani, că am bătut pasul pe loc. Și de-aia eu am un îndemn pentru cetățenii Nădlacului să voteze PSD-ul, că noi încercăm să schimbăm fața și să încercăm să facem lucrurile care ne le-am propus. Cei dinaintea noastră le-am văzut doar pe hârtie. Deci asta ne doare pe toți nădlăcanii. Deci la nivelul declarativ foarte frumos, dar concret nu s-a făcut nimic. Deci nu poate nimeni să spună că eu mint. Se poate vedea. Orașul este acolo. Dar și nu se vede. Deci de asta zic. Domnul. Deci noi vrem să facem ceva. Deci nu numai la nivel declarativ, dar și la fapte. Bun. Alții până acum doar la nivel declarativ și la fapte au rămas puțin în urmă sau au bătut pasul pe loc. Vă mulțumesc frumos, domnule. Și eu vă mulțumesc. O concluzie de un minut pe final. Am mai spus și o repet, nădlăcanii cred că s-au săturat să le se spună cine n-a făcut, cine a fost rău sau ce s-a întâmplat. Sunt organe abilitate să descopere acest lucru. Eu vreau să le cer nădlăcanilor să analizeze, să voteze echipa care într-adevăr poate să implementeze, nu să încerce, poate să implementeze și vom implementa toate proiectele pe care noi ni le-am propus
Știm cum trebuie să facem acest lucru, cum spunea domnul Luca, vom avea sprijinul și cofinanțarea, pentru că nu putem să cerem finanțare directă, vom avea sprijinul și cofinanțarea Consiliului Județean și avem o strategie. Suntem singurul partid care are o strategie de dezvoltare pentru județul Arad și implicit pentru localitatea Nădlac. Domnilor, vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Succes tuturor celor care sunteți implicați în această cursă electorală. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă reamintesc că au participat 3 reprezentanți ai partidelor politice de la APAR, PNL și PSD la această dezbatere. Nu au răspuns invitației noastre cei de la ALDE, PMP, M10, UDMR și Forumul Democrat al Germanilor din România. Vă mulțumesc încă o dată că am putut avea această dezbatere civilizată aici în studioul 1 al VSTV Regional. Ne revedem mâine seară la ora 20 în cabina de vot. Până atunci, rămâneți cu bine!